nostru, cred că am avut puține dificultăți la început în ceea ce privește stabilirea domeniilor prioritare, pentru că am nimerit totuși organizații, deși care acționează în domeniul drepturilor omului, dar totuși cu specificul său. Și am încercat să stabilim câteva idei pentru colaborare. Prima a fost, din lista necesităților identificate, prima a fost schimbarea mentalității. Au fost mai multe propuneri. Schimbarea mentalității vis-a-vis de cum este tratată femeia în domeniul public și în domeniul privat, da? Cum ar fi violența în familie, violența împotriva femeii. O altă idee a fost de a merge pe programe de formare în ceea ce privește educația non-violentă sau deci non-violentă pentru diferite categorii de beneficiari, cum ar fi elevi, tineri, preoți și adulți, în special părinții. Un alt domeniu sau segment a fost migrația și am încercat inițial să îngustăm domeniul la protecția sau promovarea drepturilor lucrătorului migrant, după care am decis să ne extindem totuși mai larg, ca până la urmă să selectăm un singur domeniu și anume schimbarea mentalității, din considerentul că atunci când vorbim de mentalitate sau schimbarea acestea, o putem aplica la toate domeniile. Și am mers pe ideea de a propune un șir de activități care pot fi utilizate ulterior în programe sau proiecte transfrontaliere care ar contribui anume la schimbarea mentalității publicului general sau a grupurilor ținte vis-a-vis de domeniile înguste sau în domeniile înguste în care activăm. Deci care ar putea fi aceste activități? Formare de formatori și când ne-am referit la acest tip de activitate, în calitate de beneficiari vizualizăm atât tinerii, cât și adulții, cât și unele grupuri profesionale care sunt mai relevante, fie că e vorba de preoți, fie că e vorba de pedagogi, asistenți sociali, lucrători medicali, în dependență de competențele pe care le au. Tot la acest capitol ar fi taberele de instruire sau activitățile de alfabetizare, care iarăși, pe de o parte, scopul lor ar fi instruirea, pe de altă parte ar fi schimbul de experiență, în dependență de cine este beneficiarul sau recipientul de informație. Dacă vorbim de tineri, atunci un acces mai mare ar fi pe instruire. Dacă vorbim de adulți sau grupuri de profesionale în special, atunci schimbul de experiență. Un alt tip de activitate ar fi programe de formare a abilității educaționale a părinților, iarăși activitate care este relevantă în toate domeniile organizațiilor pe care le reprezentăm. Este vorba atât de domeniul antidrog, antiviolență, promovarea egalității șanselor, domeniul antitrafic. Un alt tip de activitate pe care am punctat-o este programul educatorilor de la egal la egal. Și aici, iarăși, în calitate de beneficiari pot fi atât tinerii cât și adulții. Scopul este de a eficientiza mesajul care se transmite și care ulterior poate fi replicat. Alte activități care s-ar înscrie foarte bine în programe transfrontaliere sunt activitățile culturale și aici putem vorbi de la activități de începând cu concursuri, expoziții, spectacole, festivaluri, filme, activități sportive și așa mai departe. Campaniile de sensibilizare, informare, comunicare și educare. Iarăși,
care pot fi realizate atât în Republica Moldova, cât și în România sau în alte țări vecine și activități pe care, de fapt, multe din organizațiile noastre le desfășoară. Un component destul de important este implicarea mass mediei în orice tip de activitate atunci când vorbim de schimbare de mentalitate și când ne-am referit la implicația mediei, este vorba nu doar de atragerea, să zicem, jurnaliștilor pentru a aborda acest subiect, dar nu în ultimul rând instruirea acestora, adică consolidarea capacităților jurnaliștilor de a aborda temele respective. Nu știu dacă poate cineva din grupul în care am lucrat ar vrea să mai adauge. Sau să mai